Refugiu și Putere O rubrică de Harold J. Sala Vorbim astăzi despre amărăciune sau durere. Profetul Isaia, în capitolul 30, scrie Domnul vă va da pâine în necaz și apă în strâmtorare. Învățătorii tăi nu se vor mai ascunde, ci ochii tăi vor vedea pe învățătorii tăi. Era bine trecut de vârsta de 70 de ani, stătea în căsuța sa construită din lemn de arbore de ceai din China, când doi muncitori au trecut pe alături cu umerii aplecați și mușchii încordați sub greutatea unei pietre imense pe care o duceau, legată cu lanțuri de un baston imens de bambus. Privindu-i pe acești oameni chinuiți de greutatea poverilor, a spus, Acest lucru l-am făcut și eu, iar apoi, povestea celor 20 de ani petrecuți făcând muncă forțată a început încet să iasă de pe buzele lui. A povestit despre două perioade foarte grele din viața lui. Prima perioadă a fost atunci când a fost acuzat de către guvern pentru ceva ce nu făcuse. Atunci când a refuzat să facă o mărturisire mincinoasă ori să renunțe la credința lui, a fost considerat un inamic al poporului. Atunci, gândul sinuciderii a început să îi dea târcoale. A auzit de alți oameni aflați în aceeași situație ca și el și care au apelat la aceeași metodă. Însă, psalmul 39 i-a vorbit atunci inimii lui. Psalmistul David scria acolo: Stau mut, nu deschid gura căci tu lucrezi. Și așa a găsit putere să meargă mai departe. A doua perioadă grea a fost la opt ani după ce a fost condamnat la muncă silnică. Femeia pe care o iubea îl așteptase timp de opt ani de zile, însă după opt ani a renunțat să mai aștepte și s-a căsătorit cu altcineva. Dumnezeule, a strigat atunci, ești atât de nedrept cu mine. Eu ți-am dăruit viața mea, iar tu nu mi dăruiești o soție, mi-ai luat totul. De data aceasta însă, cartea lui Iov i-a vorbit inimii lui. Gol am ieșit din pântecele mamei mele, și gol mă voi întoarce în sânul pământului, spune Iov. Un lucru ciudat cu privire la suferință este acela că niciodată nu te lasă la fel cum te-a găsit. Suferința este urmată fie de amărăciune și de ură, construind astfel o despărțire între tine și Dumnezeu. Fie te face să aduni toate piesele frânte ale vieții tale și să vii cu ele la picioarele Domnului Isus, pentru ca El să le pună din nou împreună. El să te ia pe brațe. Găsește-ți refugiul și puterea în Hristos.